Salut, dragi prieteni, cu voi este Nicolae și în acest video vom vorbi despre indicatorul nostru mult așteptat. Am să facem o mică analiză la acest indicator, am să vă povestesc totul detaliat despre acest indicator. Este o actualizare la toate indicatoarele care eu le-am avut. Este un indicator foarte bun, pot să zic, adică este bun, însă are câteva dezavantaje. Dezavantajele sunt că nu poți să faci scalping, de exemplu, dacă luăm un time frame mai mic, de exemplu, de, hai să zicem, de 15 minute, de 5 minute, atunci indicatorul nostru ne arată probabilitatea foarte, foarte mică. Dacă să luăm un time frame mai mare, probabilitatea e mai mare și se poate de tranzacționat cu acest indicator. Funcționează atâta pe, cât pe criptomonede și pe valute la fel funcționează, însă pe criptomonede sau acțiune are un arată probabilitatea mai mare și mai bine, fiindcă nu sunt foarte multe noutăți pe piață. După cum vedeți, am să facem o analiză pe H1 și hai să vă dau explicații la acest indicator și la tot ce se ține de acest indicator. După cum vedeți, lumânările verzi ne arată trendul când este descrescător, lumânările roșii ne arată când este un trend descrescător. Această linie albastră este ca un stohastic, să zic, sau un RSI și ne arată atât volumul de tranzacții la fel. Aici, aceasta cu verde, după cum vedeți, acest canal, canalul cu verde și cu roșu, ne arată când este trendul descrescător, crescător, la fel. Cum vedem, dacă va fi un semnal pe o vânzare sau pe o cumpărare. Vedeți acest semn, sell, aici, adică indicatorul nou ne arată că în acest moment putem să vindem, ne arată punctul de intrare pe piață, sau buy când să cumpărăm. Se poate de orientat și în alt mod, de exemplu, când așa se face o trecere, se intersectează aceste linii și se face trecerea aceasta, tot la fel poate fi un semnal pe cumpărare sau în această regiune pe o vânzare. După cum vedeți, eu am testat acest indicator, sunt foarte, foarte puține semnale, dar dacă este un semnal, atunci să știți că este un semnal foarte, foarte bun. De exemplu, noi dacă nu vom analiza doar, vom intra pe poziții doar cu ajutorul indicatorului, dar și cu a suportului tehnic și tot așa. De exemplu, dacă noi în această regiune, eram aici, de exemplu, vedeam acest suport, și vedem că avem ca un canal, vedem prețul cât de bine a reacționat în acest canal, foarte, foarte bine. Și eu dacă vedem în această zonă, eu, de exemplu, aveam să mai aștept, că am văzut cu ce lumânările foarte puternice au fost și mă gândeam poate să nu fie străpuns. În această regiune puteam să intru pe o cumpărare
unde scria bike pe această lumânare, puteam să intru pe o cumpărare și să creez aici un stop loss. Dacă intram, de exemplu, aici unde este sportul acesta, avem să creez un stop loss și un take profit la următorul sport, după cum vedeți. Și aveam să iau câteva puncte și să câștigăm câțiva bani. Sau puteam să intru în această regiune când am văzut în această lumânare și la fel să pun un stop loss la acest sport și un take profit la fel în această regiune. Indicatorul nostru funcționează. Funcționează foarte bine, dar hai să vă dau explicații și să vă arăt. De exemplu, hai să luăm Ethereum și hai să analizăm aici pe Ethereum. Vedeți pe monede cât de bine, uitați-vă dacă chiar ne-a arătat în această regiune că este un semnal pe o cumpărare și eu făceam aici cumpărare sau chiar dacă așteptam în această regiune aici, hai să, ca să înțelegeți. Dacă intram chiar aici, în această regiune, nu aici, dar aici când trecea deja din s-a intersectat liniile și acest galben a apărut. De ce anume să intru? Aveam să intru aici, deoarece am văzut aici, după cum vedeți, este și un suport. Și eu avem de la acest suport să intru pe o cumpărare. Un stop loss avem să-l creez în această regiune. Iar take profitul, după cum vedeți, H4 aici nu văd nimic pe grafic, dar hai să micșorăm, să vedem unde avem să punem un take profit. Posibil că take profitul avem să-l pun în această regiune, sau chiar posibil să nu pus take profitul, dar să tras stop loss-ul tot mai sus și mai sus, ca în, de exemplu, dacă puneam aici stop loss-ul, prețul a ajuns în această regiune, aveam să pun la următorul suport stop loss-ul și tot așa mai departe, fiindcă uitați-vă cât de mult a crescut prețul și câți bani aveam să luăm noi din această poziție. Hai să mai analizăm și, bine, hai pe alt iframe, să luăm de exemplu de o zi. Uitați-vă de o zi. În această regiune, chiar de intram aici, de la acest suport, de aici, de la acest suport, după cum știți, aici este pe o zi. Dacă intram de la acest suport și puneam un take profit în această regiune, în această regiune. Hai să punem chiar aici, la următorul suport. Aveam să luăm foarte, foarte multe puncte. Așa, indicatorul funcționează, dar vă zic, puține, foarte, foarte puține semnale sunt, însă funcționează foarte, foarte bine. Cam atât pentru acest video. Dacă aveți ceva întrebări, mi le scriți în privat pe Telegram sau sub acest video. Cu voi a fost Nicolae, pe curând, pa!